Eu sunt Mihai și o să facem un episod de Omul Păianjen. Și da, să facem episodul de, știți voi, Omul Păianjen. E timpul. Stai să apropii doar puțin. Camera gata. Scuzați pentru că s-a zguduit puțin. Nu prea se vedea bine. Da. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să dați like, pentru că like-ul vostru contează. E timpul să-l facem și pe ăsta. Cred că o să încep un nou joc sau eu o să continui. Voi o să spuneți în comentarii dacă vreți să încep jocul de la capăt. Că nu e prea greu. Ia uitați-mă. Ia uitați-mă ce uitați. Am mâncat săpun și s-a spălat cu detergent și a devenit Spider-Man cel negru. Preelastic! Wow! Ce cădeam pe jos acolo. Aici o să fac o misiune. Ești bă din calea mea. You Spider-Man. O să fac o misiune, dar cred că o să-i omor mai întâi. Ăsta e ultimul. Ia uite. Cred că da. Să facem misiune. E timpul de electricity. A, da, dai tu în mine. Ia uite-l, frate, ce-i ăsta în mine. Ce mi-a făcut ăsta, frate? Wow! Vedeți și voi? Merg cu pânză și că-i motoretă. Hai cu motorul. Și acum unde mergem? Doar să omor pe ăsta. Uite, frate, nemuritor. Bă, frate. Bang, stai bă pe jos. Sonic. Acum dai lovitura de grație. Ce se întâmplă acum? Mă, și că ăștia se ocupă cu cablul TV. Frate, la cât electricitate de ăștia. Ii, mă, ce-a vibrat telecomanda.
Guru! Ăsta cred că e Electro. Bună, Electro! Nu te plac, să știi! Te urăsc! I hate you! Da, să nu dai SMS, că nu prea. Nu prea. Poți să te uiți pe pagina mea de YouTube, Chandra Claudia, și să-mi scriu un coment, să vezi cum te bat, să știi și tu de la mine. Ia uite cum l-arun pe jos! Tu! Dați-mi energie, vreau să fiu ca el. Mamă, dar cum vibrează telecomanda din cauza lui Electro. Ai de capul tău! Ok, bă, am înțeles, nu-ți plac vizitatorii, îi urăști. Acum o să fiu ca un păianjen fericit și o să mă urc pe o casă. Butonul greșit, butonul greșit, butonul greșit. Ui! Sunt Superman acum. Ce ciudat! Mamă, dar ies ăștia din pământ, așa ceva este real? Ies ăștia din pământ, frate! Cine a mai văzut așa ceva? Ești de bun, ne postează ăsta? Mamă, ce pus... era ăsta aici. Bă, să știi că aici nu duc în valciot. Nu ciudat. Ok, unde mai sunt? Mai vine de aici asta. Și acum e rândul să-ți dau o lovitură. La coaste. Bă, dar dă ăștia în mine și... Animalul ăsta mare nici nu îl atinge. Ia uite, aruncă cu electricitate în mine, dar și că nici nu mă atinge pe mine. Îl atinge doar pe ăsta mai mare. Ia uite, am zis eu. Mi-a luat și inimi în viață. Când ecranul mi se face așa, adio viață. Bă, dar cum se poate? Pe el nici măcar nu îl atinge și mie, pe mine mă face praf. Omor! Dispăreți, bă! Că nimeni nu vă vrea! Bă, dar dădeți-vă încolo așa, că e chiar inervant rău de tot, fratele meu! Regret acum că fac episodul în păianjen. Dacă mor, cred că nu mai fac niciun episod cu un păianjen. Pentru că e greu, rău de tot și e și puțin enervant. Da. Și dacă nu știați, un prieten de-al meu și-a făcut și el tot cont de Facebook și v-aș sugera să intrați pe contul lui. Se numește Morariu Cornel și cred că știe, postează și el gaming. A zis că o să posteze, așa îmi spune el așa. Și da, dacă postează și el, cred că fac bine că îi spun că n-am. Da. În fine, nu uitați să intrați. Bă, dar lasă-mă!
M-a ținut puțin de cap și mi-a luat jumătate de viață. Asta e bună, frate. Am mutat puțin în aia. Păi, dar ce e asta? Ăsta e Mortal Kombat. No, mai, bă. Ies din apartament. Și cred că intru una. Oh, sexy girl. Cred că intru pe o mapă care save load. Pe care eu cred că deja o făcusem și am trecut de electro ca să nu stau să vă mai plictisesc. Aici era unde m-am bătut cu electro, da. Da, de aici am rămas. Aici era fix partea unde am pe... Wow! Roșu! Dar nu înțeleg, ce-i cu tot veninul ăsta? Ah. E cu electro. Toate cu electro. Nu cred că mai fac chiar o mapă despre cum mă bate omul electricitate. Da, hai să salvăm niște oameni dacă tot jucăm.